Maestrul George Sârbu a fost comemorat la împlinirea a 6 luni de la dispariție la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Ițcani, loc de veci pe care și l-a ales încă din timpul vieții. Și le mulțumim tuturor pentru că au fost alături de noi, dar vreau să vă spun că el nu a plecat dintre noi, noi îl simțim familia cel puțin, în fiecare moment este prezent alături de noi, în casă, pe stradă, oriunde. Îl simțim alături de noi. Dumneavoastră, împreună cu frații, veți continua activitatea, veți duce pe mai departe moștenirea lăsată de maestru? Cu siguranță. Avem planuri mari, dar deocamdată nu le spunem, căci așa e. Nu spunem planul ca să se împlinească, îi vom duce mai departe, vom reînvia balada. Vom face atât cu vechii baladiști, care acum au familii la rândul lor și copiilor. Probabil că vor fi generația cea nouă a baladei și nu numai. Vom face și o preselecție, dar cu siguranță ansamblul Balada Bucovinei merge mai departe. Reprezentanții mănăstirii au anunțat faptul că pregătesc o activitate dedicată moștenirii pe care maestrul George Sârbu a lăsat-o. Aici își are locul de veci maestrul George Sârbu, un om cu sârguință, un om care și-a dedicat toată viața efortului, bunăvoinței, voinței și perseverenței și a ajuns, iată, astăzi, deși a dormit într-o obșteasca și într-o așteptare a învierii, iată, viu în mijlocul nostru, viu pentru noi, prin ceea ce a lăsat el în urmă și prin ceea ce, iată, încă și în momentul de față, oamenii se pot folosi de munca, perseverența și efortul său. Într-adevăr, pentru a ne aduce mai mult aminte de acesta, la un moment dat, părinții corului, care fac parte din mănăstirea noastră, vor face un colind pe una dintre melodiile sale compuse din această viață ca rezultat al efortului său. Totodată, primăria municipiului Suceava a anunțat că în perioada următoare va da numele unei clădiri după maestrul George Sârbu. În memoria celor care a fost maestrul George Sârbu, Centrul de Susținere a Tradițiilor Populare al municipiului Suceava, care a fost creat pe fonduri europene, de lângă Patinoar, va purta numele maestrului George Sârbu. Cred că nu se poate o persoană mai potrivită, pentru că dumnealui a pus atâta suflet în păstrarea tradițiilor folclorului, a tradițiilor bucovinene și merită cu prisosință acest titlu ca aducere aminte și ca prețuire din partea comunității. Maestrul George Sârbu a fost o personalitate marcantă a folclorului românesc. Deși născut în județul Botoșani, a ajuns să se confunde cu Bucovina datorită activității artistice impresionante pe care a desfășurat-o în cadrul ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, pe care l-a făcut cunoscut la nivelul întregii țări. După pensionare, s-a retras și a înființat ansamblul de copii și tineri Balada Bucovinei, o adevărată pepinieră a folclorului bucovinan, în care a format peste 1000 de interpreți și instrumentiști.